Oh, bah. N'est-ce pas? Non. C'est bon? Eu zic că eu dacă o strâmp asta și cum sare toate, nu stă pe ea, se duce și cade jos. Trebuie să lasă așa umflat, așa. A, vrei în... Mulțumim, da. Poftim. Poftiți că sunt doi. Poftim amândoi la masă. Poftim noi, ei poftesc. Poftiți. Îți dau și pe asta, vrei? Bă, tu vorbești serios, nu? Da, mă! Fița clătită de râs. Jumătate de burcan de nutella am pus pe asta. Și nu vorbesc că l-am pus. Hai, jumătate, am mai pus și Andrei? Da, mă, da. Nu cred așa ceva. Suportați prostia aia pe burtă? E gelasă încă e. Nu vă vine să mergeți la toaletă după aia? Eu am pus-o odată, m-au curentat la burtă de am nebunit și m-am dus la baie stricat la burtă. Doamna Daniela, mai avansată, mă, iubita, crezi că... 40. Tu ce vrei să dați burta jos? Vai, de mine, dar știi ce mă gâdile pe aici? În loc să zică ție, doamna Daniela, când a pus-o pe burtă, în ceapă, să te zici tu? Lolo, haide! Ce vrei, iubita? Vine la masă cu mine, eu sunt mă înclătita. Dă o farfuriusă. Las că strâng eu, doamna Daniela. Ai tacâmuri, da? Da. Cu... Lăsați că strâng era eu. Ăsta aici. A? Ce dragi, doamna Daniela? Strâng eu, trebuie să-mi termin ciorba. Trai asta aia ta? Da. Vrei de asta? Da! Nu mai are? Ba, da, da, la jos. Dar tu poți să ce faci cu el? Dar nu este dacă dau nimic. Jos. Nimic, nu, la rămâne. Da, ce Lolo? Dacă să-l tai, dacă e. Da. Îl tai direct așa. O ieși bine pe aici? Ia. Bagă la unuca. Nu mai iese. S-a stricat oarecă. Ei, s-a stricat. Nu mai iese oricum. Dar cred că s-a înfundat ăsta. Ia vezi dacă aici cred că iese. Tu ai poate sticlă ăsta. Nu, că am apăsat. Oh, și mâine nu vine Andreea la păr. Nu o să-ți placă de mine mâine la păr. De ce vine altcineva? Andreea e în concediu, vine doar Mihaela, tipa care face pe doamna Mirela. Și la 11 trebuie să plece. Mihaela face bine. Da, nu prea e pe stilul meu. Dacă... O face pe Mariana. E mai așa, nu își bagă mâinile părtoase, e mai... Nu? Da. Îi zici mai cu volume, te faci cum credea. Da. Auzi, la ciorba aia de baluba, nu scria și ingredientele? S-a uitat omul. A zis că s-a uitat în meniu. Păi dacă s-a uitat, nu scria ingredientul principal? Adevărul e că la un banc ăsta ai nevoie de explicație. Nu știu că așa fac tot timpul. Pun toate ipotezile. Dă-și tu ciorba aia la patru, te rog. Mamă, nu mi-am pus mult. Și deja simt așa. De la Nutella aia. Pleci acuși acasă și nu ți-ai terminat ciorba. O leși prin mâna lui Oana? Mâine mănânc în gală. Păi mâine. Și ce facem? Cine o termină? Stai să vă zic o chestie. Nu, că azi că mi-o face cu smântână. A luat smântână special pentru ciorbă și acum mi-a zis că pun borș cu... Dar am zis, spune, fă-ți cum vrei și lasă. Stai să vă zic. Mâine de la 2 la 4, e prima parte. Doamna Daniela! Dar tu dacă vrei să pui în ciorbă, îți pui smântână separat, o lingură. Doamna Daniela, mâine de la 2 la 4... Da, stai mă, o leac să termin! Doamna Daniela a dat o ciorbă de-asta de afumătură albă.
Mâine de la 2 la 4 e prima parte și de la 4 la 5 mâncăm și de la 5 la 7 intrăm în a doua parte cu materialul cu ciorba. Ce mâncați la 4? Lala! Tu ai auzit? Ce? Mâine de la 2 la 4. Ia uite. Amă că pleci acum, lasă-mă o leacă, nu-ți mai zic nimic. Nu pot să strâng, să mi-o sug așa. Ce mâncare e mâncare? Ce mâncare mâine de la 2 la 4. Ce mănânci mâine la 4? Stai un pic, mă, nu o să zic. Uite, trebuie la patronalina. Ce mâncați, mă, mâine la 4? Asta! Ciorba! Ciorba, da. Și ceafă. După afumătură. Măi, lor, stați doar la nila, că n-am pus nimic, niciun borș, niciun bulion, nimic n-am pus. Dacă o mai las mult, scade toată apa asta, deci. Bine, acum pun. Dacă mai stai mult acolo la masă. La pălăvărgeam. Deci mâine de la 2 la 4, e prima parte. Da, du-te-mi pui mei, că nu mai zic. Zi, mă, invita. De la 4 la 5 mănânci ciorba asta, de la 5 la 7 material cu ciorba în gală. Asta ai zis? Dacă vrei, o fac eu mai acră, mai... Hai, Pinky Promise! Dacă nu este colorat așa, o colorăm noi, vedem noi. Hai, Pinky Promise! Auzi? A. Dar tu ce cauți acolo? Fii atent, că iubitul tău, parcă... Uite, vezi? Vezi, da? Spel pe jos. Era curat. Era. Nu mă interesează. Da. Laur, cine a făcut mizeria aia pe jos acolo? Supă-mă! Cine a făcut mizeria aia pe jos acolo? Eu nu știu ce papuci ai, tu din negrești parchetul ăsta. De la tine! N-am înnebunit! Dar de la tine! Da, Daniela. Atunci de la Oana. De la Oana atunci, de la papuțe. N-am nicio, oricum spăliam, nu-i nimic. Dau puțină apă pe talpă, să vedeți că nu las urmă. Ia uitați-vă. Ia uitați-vă, doamna mea. Nu las deloc. Chiar nu e de la mine. Ăsta cred că e el, el e negru. Zice el vreuna cu dulci. Asta, nu știu unde a prins asta cu să arunc vina imediat. Cred că de familie. Din emisiune. De familie. De unde ai? De la Andrei. Ah, dar tu ai, dă-mi și mie o țigară. Dă-mi. Dă-mi ca să fumăm fiecare câte una. Și ultima și mai ales. Și mâine, ciuciu. Păi dai mâine, oricum primesc de la staff mâine un pachet. Bă, dar tu știi ce materiale avem noi mâine? Te fericiți maxim. Ia să stați o oră, a stat o oră în cameră. Păi vrem să stăm acum. Noi stăm acum, ne bucurăm de ultima zi, mă, mine în gală ne spărțim. Băi, ca... Lolo! Șt, hai, vină cu aceștia. Mai azi de o țigară. Nu, ia nu vrem. Ce am să tot. Lolo, mai azi de o țigară. De ce faci de astea? Dacă ți-am dat eu, îți dau eu. Mai arzi o țigară. Nu mai sunt câte erau. Bun. Păi am pus-o înapoi azi, nu mi-ai dat-o de la Alin? Nu. Ce-am făcut nu cu ea? Nu ți-am mai pus înapoi. Sigur? Cum cât să-ți dau înapoi? Nu ți-am mai dat. A, bă, da, ți-am dat una. Și mi-ai zis? Păi ce-am făcut cu ea? Una, trei, una am luat-o. Păi ce-am făcut cu ea? Lasă că o găsești tu, nu-i panică. Hai, lasă, că am depus. Dar n-am băgat. Unde sunt?